peste lege, peste milă, peste paturi de spital. Peste lege, peste milă, peste paturi de spital. Stop, cadru, capăt 1-4. Fatal, orice chest aici, nu se joacă de-adu. Sănătatea cea mai importantă, ai grijă de ea, pentru că gloanțele sunt rele pentru sănătatea ta. Cu cine morții mă migrezi acum că vorbești? Cu cine morții mă migrezi acum că te topmești? Cu cine morții mă migrezi? Ai ajuns să faci afaceri. Ce știi tu de cap pe cine face și face? Nu facem parte, nu părțim nimic. Și nu ne place să cerem mai bine. Nu vreau să zic în bani. Mii de capuri și a lor emisiune. Șmecherie, poate pune gavără pe emisiune. Aici e Pante Limon în 2000 la fel. Estu Salbatic îți prezintă anarhia din el. Așa că pap, 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 pap. Ești în Est, București, capăt 14 gloanțe în cap. Niște băieți la colț de stradă, o privire mai ciudată. Scandalul se înceapă și nu durează mult. Garda pare ca un film, dar ți-am întins că bătrâna pe asfalt. Mult prea bine cu pâta, mai bine plânge băta. Bă, fă pula mare doar atunci că știi că nu-ți intră în gură. Că s-ar putea să te trezești legat de un copac sau că vreo două tone de versant te mângâie pe cap. Dacă sunt și bani la mijloc, viața ta nu poate să fie nici măcar jumătate din suma de pe hârtie. De ce grab? O altă treabă care poate să te aducă în fața mea doar o parte. Regulile nu le fac eu, îți vin cu viața. Ești te naști, cum crezi, de așa trăiești. Că ești în Est Europa, Est România, Est București, din Iopa de Limon. Ascultați ce vă zic. Nu e șmecherie să te pui cu oricine, dar e o șmecherie să ai un pistol cu tine și să-l folosești atunci când vrei să scapi cu viață. Să apeși pătrăi ca să nu te uși cine e față. Că sunt mulți, prea mulți căcați, tare muie. Îi bagi pe toți în seamă, ajungi la părnaie. Baie se ridică ce ce are sânge pură. Care știe exact ce cuvânt a scos pătură. Fiindcă pot cu simplă vorbă să ajungi la morgă. Ce mai pot cu simplu gest să ajungi în arest. Yo! Mă face cu ochii și celulare. Iapcă! Bagă mulți drogați, tot mai mulți la pârnaie. Unii mor de cuțit, alții mor de pistol. Totu-i bine atâta timp cât îmi aleg cum vreau să mor.